It's working. Nu mă regăseam în cariera asta de inginer și am renunțat. Urmează să mă reprofilez. Nu spun pe ce, e surpriză. Hai că da. Așa că eu sunt aici cu fetele frumoase de la Academia de Dans Amici și o să vă învățăm coreografia de la Ne vedem în septembrie. Dăm din umeri. Și când începe stropa, punem piciorul drept în față, coatele sus, palmele către noi și facem așa. Salutare, numele meu este San Cristian și astăzi o să vorbim despre rușine. Sau mai exact despre cum să nu-ți fie rușine. Tu mai ai rușine, joseală, scrupule? Nu vezi la în ce zile s-o ajuns, măi, p***o, măi, streanța, dragule, pișamaș pe gura ta, de porcul, dragule, ne simțit ce ești. Așadar, ce este relația perfectă? Foarte des aud despre cum ar trebui să fie relația perfectă, couple goals, tot felul de lucruri de genul acesta. Ia uite-o, mama aia. Acum câteva săptămâni lumea a electrocutat cu o zgardă pe care o aveam la gât timp de 24 de ore. Și am spus că la 5.000 de like-uri o să-mi iau revanșa. Așa că a venit momentul ca eu să o torturez pe ea. Pentru asta vom mări nivelul la 3. Așa că ce va urma o să fie din ce în ce mai rău. Am ales să vorbim astăzi despre motivele pentru care ar trebui să mergem la psiholog. Am ales 10 motive pentru care ar trebui să mergem la psiholog, pentru că în viață experimentăm evenimente neașteptate, stres, neliniște, uneori ne simțim copleșiți și nu știm care este drumul pe care să... Vă spun un sfat prietenesc, acum nu am nimic cu tine, puneți o funie de gât și scapă toți. Și scap și tu în primul rând, că interesul e al tău să scapi tu. Ai atâtea datorii, pe cine crezi că ți le mai acoperăm ție? Că nici Banca Angliei nu ți le mai acoperă cât ai făcut. Am să vă rog o concluzie, să vă uitați în camera aceea de prim plan și să le spuneți românilor ce vă recomandă și de ce să vă voteze pe dumneavoastră. Bună seara, bună seara! Sunt Andreea Corbuneanu, am venit aici la emisiunea Fight Club cu un scop să urmăriți emisiunea și o să fie multe surprize! Power! Dacă ai ajuns până aici... Și o să fie multe surprize! Să urmăriți... Au zis surprize? Emisiunea și o să fie multe surprize! Să urmăriți emisiunea și o să fie multe surprize! Power! Surprize! Dacă ai ajuns până aici, ar fi foarte tare dacă ai apăsat pe butonul ăla de like. Și poți lăsa și un comentariu, pentru că ajută foarte mult la algoritm. NASA's Solar Dynamics Observatory listens to the sun. The sound it picks up is too deep for humans to hear. But if you speed up 40 days recording into a few seconds, this is what you get. Ei, n-auzi. Vezi că sunt un Mercedes negru. Vii la mașină, băga mea și p***a în inima ta. Ai 10 minute dacă nu intru eu peste tine în casă. Ai auzit, vei? Ei, auzit? Mi-aș pula în gura ta. În 10 minute, la un Mercedes negru, da? Vezi că e cu numele din Germania. It's the sound of chaos. În această seară aș vrea să vă vorbesc despre o temă extrem de dezbătută.
atât de persoanele care sunt într-o relație, cât și de persoanele care își doresc să fie într-o relație. Și anume, cum poate o femeie să-l facă fericit pe un bărbat? Băi, băiatule! Orașe din România în limba chineză. Let's go! București. Puția lăsătă. Puția lăsătă. Brașov. Pula sofu. Pula sofu. Doamne! Băgame-și p***a morții tăi să-mi bag! Ai cumpărat o mașină, iar vânzătorul te-a amăgit că îți va trimite ulterior certificatul fiscal? E bine să știi că cel mai probabil nu ți-l va mai trimite. Nu ți-l va mai trimite. Nu ți-l va mai trimite. Osino, te aștept în cușcă și îți voi demonstra original Adrian Beleaua. Te aștept cu nerăbdare. Da, aia cu drujba e Belea. N-ai. Fiecare om care trăiește într-o societate trebuie să cunoască câteva reguli de bune maniere. Salutul este esențial în stabilirea unor relații cu cei din jur. Oamenii trebuie priviți în funcție de clasa socială căreia îi aparțin sau în funcție de nivelul profesional. De exemplu, o persoană cu educație aleasă și cu principii morale va saluta în aceeași instituție, în același fel, și pe cel superior și pe cel inferior. Vă salut pe toți jucătorii, toți prietenii, toți tovarășii mei, dușmanii, mai ales dușmanii ăștia care aveți ură așa, de vreți să-mi luați p***a în gură. Și astăzi vreau să vă arăt sala pe care am făcut-o eu acasă. Am zis sală, vă dați seama, pentru că nu e chiar o sală, este locul meu de antrenament, înțelegeți ce vreau să zic? Dintre clienți au acceptat să plătească 95% din preț la semnarea antecontractului de vânzare-cumpărare, deși clădirile nu existau decât în stadiul de proiect, iar fiecare apartament vândut era sărbătorit cu o lovitură de gong. Un nou membru în comunitatea Nordis, o nouă lovitură de gong. Cât e de tare asta, frate. Bravo, chiar mi-a plăcut asta.